găsit. Toamna și-a intrat pe deplin în drepturi, temperaturile rămân scăzute, iar la altitudini mari, iarna a debutat cu un episod de nisori. Haideți să vedem ce se schimbă în următoarele ore. Așadar, astăzi vremea se va menține rece în continuare, mai ales în nordul, centrul și estul țării, iar prin sud se strâng norii și vor fi condiții de ploi slabe, dar în ansamblu vom avea perioade însorite. În schimb, vântul se mai domolește puțin, iar temperaturile maxime se vor încadra între 10 și 20 de grade. În capitală vom avea o zi răcoroasă, cu soare destul de timid și câțiva nori pasageri, însă nu vor mai fi șanse de ploaie. Termometrele vor indica cel mult 18 grade. Vă propun să vedem cum arată temperaturile pentru astăzi și în marile orașe. 14 grade se vor înregistra la Timișoara și la Iași, 16 grade la Craiova, 13 grade la Brașov. La munte, atmosfera va fi schimbătoare, cu soare, nori, poate și câțiva stropi de ploaie. Vântul va sufla slab, iar temperaturile vor crește ușor. Prin stațiuni, maximele vor ajunge la 8 grade la Sinaia, 10 grade la Predeal și la Poiana Brașov. Acum vă invit să urmărim cum arată vremea în câteva orașe de pe continentul european. În peninsula iberică vorbim tot de vreme instabilă. Vor fi ploi însemnate cantitativ, însoțite de descărcări electrice și rafale puternice de vânt. Pe când în țările vestice, situația arată mult mai bine, temperaturile vor crește ușor. 24 de grade se vor înregistra la Madrid, 18 grade la Paris, 15 grade la Londra. În nordul și nord-vestul Europei nu sunt schimbări notabile, va fi mult mai răcoare, iar precipitațiile se vor extinde. Temperaturile vor ajunge la 8 grade la Helsinki, 12 grade la Copenhaga. În restul continentului, în sud și sud-est, vremea va fi în general frumoasă, cu ploi slabe doar pe arii restrânse. 12 grade se vor înregistra la Budapesta, 13 grade la Viena, 24 de grade la Atena. Revenim în țară și aruncăm o privire și pe harta de mâine. Putem observa că vor fi câțiva nori prin sudul Moldovei și estul Munteniei, ce vor aduce ploi slabe în prima parte a zilei. Apoi cerul se va degaja și vor fi perioade cu soare în cea mai mare parte a țării. Vântul va fi domol, iar temperaturile maxime se vor încadra între 11 și 21 de grade. Atât despre vreme, sunt Dana Iancu, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu TVR Info!